Bună, 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 bună! După cum v-am promis în vlogul trecut, suntem în Maroc, în Agadir, la Oceanul Atlantic frumos, dar domnul de la hostel unde stăm, de la hotelul unde stăm, de la Riadul unde stăm, mi-a spus că aici se află The Souk, Souk, cum zic, bazarele astea ale lor, al doilea cel mai mare din Africa după cel din Cairo și cel mai mare din Maroc. 6.000 de standuri, 12 intrări, nebunie, haos, astăzi e duminică. E și duminică, deci va fi mai haos. E călduț și suntem la 600 de metri și deja e nebunie pe aici. Adică uitați-vă și voi, mașini peste tot, oameni la cerșit, la vândut, la combinații. Și suntem încă la 600 de metri de el. Deci asta o să vedeți astăzi. Souk el, cum îi zice? Souk el Had. Cred că sigur nu pronunțăm bine. 100% nu pronunțăm bine. E prima noastră zi în Maroc. Dar ne descurcăm. Și atragem atenția la toată lumea cu camera. Dar ne descurcăm. Bine ați venit. Cred că intrarea e pe acolo, pe undeva. Bine, una dintre ele. N-avem net, încă n-am mâncat, n-am bunit. Uite, scrie Orange aici, să vedem dacă e deschis. Ca bazarul din Turcia, cu 1000 de intrări. Da, doar că în Africa. Gândiți-vă că locul ăsta e deschis de la 6 dimineața la 9 seara, frate. Deci, 100% va fi nebunie aici. Dă mâna încoace, iubita, așa, hai să vedem ce iese. Bun, hai să vedem ce găsim aici și dacă nu ne ceartă nimeni că filmăm, că... De la intrare am văzut ceva ce nu vezi în toate bazarurile și sunt fructele astea de pe cactus. Erau standard. Uai, dar ce e aici, băiatule? Însă, nu știu, poate am intrat noi pe cea mai chill stradă. E foarte, foarte liniște. Momentan. Ținând cont că e al doilea cel mai mare bazar al Africii. Oh, dar cât ieși încolo, păi... Oh, păi stai, prietene, că aici ne plimbăm 2 săptămâni. Puneți-vă jos, dați un like și subscribe dacă n-ați dat până acum. Și relaxați-vă, că e lung. Toată viața nu să-mi cumpăr o masă din Maroc. Ce fain miroase aici. Ok, deci aici e cu mobilă, cu textile, cu saltele. Hai în partea altă, hai încolo. Hai pe acolo. Pe acolo, pe acolo nu vezi că-s mese și scaune. No mas, gracias. Mas tarde. Ce șmecheri sunt oamenii pe aici. Doamne, construcțiile astea vechi, frate, cu pereți adevărați, deci se simte o diferență de temperatură aici în interior, de nebunești. Deci e mare, mare diferență. Vrei pe acolo? Păi își vând toți portocale. Da, e foarte faine. Arhitectura e superbă. Sper să mă țină bateria că se termin vlogul, dacă nu trecem pe telefon. De liniște, vă realizați ce liniște e în bazarul ăsta, deși sunt oameni. Nu atât de mult spre cum mă așteptam și spre cum m-a speriat asta de la cazare. Dar sunt oameni mulți, dar liniștiți, ce merg, ce cumpără în liniște. Deci, dai și mie ceasul ăla. Poate să pinge puțin în spate. Nu știu unde sunt ei. Nu știu cum e în doce. Salut, mă sunt. Poate tata cu baloanele tale. Ia uitați deja câtă lume începe să fie pe aici. Sper să vadă bine că nu e cea mai ideală lumină. Mamă, ce creepy sunt păpușile alea, ești nebun la cap, țepenești. Mam. Dacă vrei să ai coșmaruri, cum pe aia la copii. S-a și pierduse mama. Și e primul loc unde văd și eu femei, în rest numai bărbați pe stradă. Și contrar așteptărilor, ce puțin aici în Agadir, nu sunt toate fetele acoperite sau... Maroc e mai relaxată din punctul ăsta de vedere. Sau așa văd eu în prima zi. Numărul 2. Și noi am intrat pe la 6? Nu știu pe unde am intrat. Ha ha ha! De unde ești? Ce fain este.
Da, ăsta e un mic oraș. E încă un oraș în interiorul Agadirului la Oceanul Atlantic. De la plajă, de la plajă vii aici să te răcești. E o răcoare aici în interior, este ceva extraordinar. Dar așa e și la Riad unde stăm. De nici Wi-Fi nu merge în cameră, așa, așa pereți groși au ăștia. Ei, văd doar o intrare superbă. Am ajuns cumva într-o piață, în centrul pieței. Magazine, unde hai, dă înainte și arată-ne. Haine înghețată. Sorry, bro. Sunt și femei, așa că femeile de aici sunt foarte frumoase? Da. Așa-i? Sunt foarte frumoase și nu sunt... conservatoare, nu? Sper să nu te înțeleg, bossule. Ce frumoasă e ușa asta. Ia uite la mineralul. Aici începe și gălăgia. Păi hai pe partea alaltă. Da, pe aici e ieșirea sau mai e ceva acolo? Hai să vedem. Sunt aici, iubita, da? Stai să văd dacă de aici ieșim sau continuăm tot în piață. Cred că e ieșirea, da. E ieșirea. Stai să mă întorbesc să se piardă ralul. Să mergem pe acolo, așa cred că, mai degrabă. Clar am intrat noi pe unde nu trebuie, că e din ce în ce mai multă lume, din ce în ce mai busy, din ce în ce mai multă lume care se uită la noi ciudat. Cred că ca să intri direct pe numărul 6, e intrarea numărul 6. Da, găsește tu intrarea numărul 6. Și găsești? Nu. Sunt curios în Marrakech când o să mergem, o să mergem. Dar nu prea văd străini pe aici, cel puțin occidental sau din Europa, așa nu văd. Am văzut că chiar unde am intrat erau. Erau două fete cu un ghid și atât. Hai să vedem niște prețuri la făcături. Să caut niște făcături bune. A, da, aici nu trebuie prețul. După aceea trebuie să negociezi. Ca în orice alt bazar? Da. Dar aici e ceva ce se face. Wow, uite ce faine sunt astea. Uite ce frumoase sunt alea. How are you, bro? Good. Romania. Yeah. Mamă, ce faine sunt chestiile astea, uite și tu. Eu mi-aș lua unul din ăsta să-l port eu, Ralu. Care? Unul din ăsta. What's the name of this? The suit. This is Fokia. Fokia. Okay. And this is for normal use or for wedding or? For normal. Normal use, yeah. Okay. And how much is one of this? More or less. Because it's 3 pieces. Mm. Three piece. Okay. It's two. Ah, okay, okay, okay. Trei din trei bucăți. 550. Cât e 550? 50 de euro. Cât? 52 de euro, deci asta înseamnă că îl iei, că îl iei cu 30 dacă te chinui un pic. Da. Grazie, sermon. Am citit undeva că prețul care ți-l dă după aceea cumva să-l împarți în 2 sau în 3. Da, dar asta dacă știi să negociezi. Eu nu știu niciodată că mă simt prost să negociez, deși e parte din cultură. Am citit că nu, stai să negociezi și stai undeva între 10 și 15 minute. Uite, o pincile lui domnul ăla de aici. Uite ce păpuci are ăla, uite, de aici eu luat. Bă, par comozi și ușori, adică asta are 2 grame. Eu o să-mi cumpăr un din ăla, să mor dacă nu. Dar nu aici, în Agadir, dar într-un alt oraș o să-mi cumpăr un de la să-l port. Mergem în deșert ca să-ți cumpări unul? Nu, cu deșertul nu sunt sigur dacă mergi, deși trebuie să mergi o dată în Sahara înainte să mori. Dar n-aș vrea să mă duc în Sahara să mor, că e august și e groasă. Dar îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult costumele astea și par foarte confortabile și foarte fresh. Totul miroase a ghimbir, frate. Mirosul e miros de ghimbir. E,
ce apreciez foarte mult la acest suc sau bazar, spre deosebire de Asia sau de Middle East, e că, unu, e răcoare, doi, e liniștit, lumea nu te agasează, nu-ți sare nimeni în cap, și trei, sunt mirosuri foarte frumos. Deci miroase superb, peste tot nu e niciun miros deranjant, toate sunt arome. Foarte fain, foarte fain. Mă așteptam să fie mult mai haos. Nu mă, asta mă nervează. Ia uitați ce colecție de fursecuri aici. Wow. Noi nu mai mâncăm din astea. Ne-am promis că o să ne relaxăm un pic cu mâncarea, că noi de când călătorim, spune că călătorii te întinerește, noi arătăm tot mai rău. Deci o lăsăm mai mare. Ia fă o pirueta, iubita, să te văd cât de frumoasă ești. Hai. Bă, da, iubita. Eu am burtă de congolez. Sunt superbisime. Superbisime, da? Vezi că mi-am cumpărat haine oversize. Noi măcar suntem asumați. Hai de la fursecuri. Hai să plecăm de la fursecuri. Ce zici mai înainte? Și tu mă întreb dacă vreau înghețată. Nu, nu vreau înghețată. Hai. Uite ce faine sunt cornurile de culori. De brut vrem. E... Până aici a fost. E același copil care mormurește pe mine cu stă. O să nu-i cală ăsta pe gonge. Ăla vedea gândaci, un plic. E, acum înțeleg. Ia de rămâne Luca, locul ăsta toate alea. Ce ai făcut, Luca? Trebuie să le cumpăr pe toate acum? Ah, nici măcar nu s-a lui. De aia nu te-a băgat în seamă. Ai lău, viața mea. Dar faza e că nu găsesc nimic ce să-mi cumpăr. Doar aș întreba așa de niște făcături când o să găsesc. Dar în rest, vezi că îi dai la femeia asta în cap. Ceau. Stai, Luca. Uite, datile din alea. Astea mă atrag cel mai mult. Fructele astea, uite ce bine arată. Și deja, uite, jeleuri. Mamă, dar se vinde orice aici, bă, băiatule. Nuci, jeleuri, roșii, castraveți, de toate. Eu vreau... Nu are aici. Nu, din alea de rotunde. Hai încol. Alea de acolo. Hai încol, hai încol, că stăm în mijlocul drumului și... Fac anxietate. Yes! Așa le am eu mici pe toate, ce să fac? Caise, piersici, castraveți. Mâncați-a sufletul. Vrei să luăm fructe, să avem un riad acolo? Ha, luăm niște din astea, dacă vrei, să avem. Da. Lo cojo yo? I take it? Dă-mi o plasă. Uite acolo, ia plasele. Așa era Luca la cumpărături în Maroc. Mâncate arătată. Vrei multe? Nu. Ha? Small camera. Español or English? Speak in English? Yes. Or español? Ai luat? Gata. Dă-i acolo. La om. Și mai ia ceva. How much? Nu știu ce mi-ai zis. Cred că 4. Și eu aveam 10, dar am uitat de ei. Mersi. Camere. Oare de unde? Te nu le vrei pe astea, că arată bine? Astea? 6 banane sunt multe? 4 numai? Ah, scap. 4. Mm. 4 banane dăm, 4 ani. Așa, și astea două. Că uite ce bine arată. Endes. Cântărește toate la un loc. How much? 26. Ce, 15? 20, 26. It's ok? Câte le-au tăcut acolo? Da, 26. Nu știu. Nu știu, da. Eu? Să merg în ăsta? Mersi. Mă, zici că mi-a numărat banii din buzunar, 26 aveam. 26 de 2,50€. Nu uiți apă, ce... E bine. Dar zici că mi-a numărat că 26 aveam monede, am deschis mâna așa.
26. Bun, avem suplimente pentru de seară. Hai, continuăm. Știi că eu nu înțelegeam că m-am mai oprit încă doi cu cărucior să mă întrebe. Și eu mă gândeam, bă, ăștia chiar vor să mă plimbe pe mine cu căruciorul până aia? Și dacă vrei să te duci tu? Nu, mi-a explicat Luca. Ăștia scară cumpărăturile, pentru că aici vin mulți oameni și cumpără pentru localul, restaurant, închis, cumpără o grămadă de lucruri și ăștia scară cumpărăturile. Dar eu prost, ziceam, ce vrei să mă plimb pe mine cu asta, mă, ești nebun la cap? Dreapta. Vă plac locurile astea așa? Vă plac, sigur. Asta e prima impresie reală. Și am noastră, și am voastră. Dar nu mai vreau fructe, mă, vreau... Nici eu nu știu ce vreau, dar vreau să ies de aici. Zi, își. Wow, Luca, ești bine? Da, Luca. All good? Cum te simți? Chiar bine. Prima ta zi. Da. Îmi place, da, alt bazar. Și acum încotro. Aici vine astea mâncare, da, aici se mănâncă. Uai, ce pâini faine are omul ăla acolo. Ah, nu cred că acolo e parcarea. E parcarea acolo. Am văzut, ăsta este de cactus. Uai, dar ce pâini frumoase ai, copile. Vai, dar ce lipii faine are Ralu. Vreau și eu lipii din alea să le mănânc cu... Iau struguri, mănânc lipie cu struguri. Și brânză. Aici ce face omul ăsta? Aaa, kebab, shish kebab. Kebab, frumos. Later. Mm. Kebab, a? Shish. Ah, ok. Oh, nice. Lamb chops, ok. Ok, nice. Oh, ce fain e aici. Thank you. 10. Oh, toată ziua ești aici. Thank you. Uai, ce bine arăta. Nu uite, și aici au. Oamenii foarte primitori, în principiu, așa foarte receptivi. Oh. Dați-ar Dumnezeu sănătate. Osmo. Osmo. Așa, îi dăm măcat hrus. Hello. Agadir. Muy grande. Sir. No, here. Oh, calmează-te. Mă, uitați-vă și voi cât e chestia asta. Deci e una... Două mâini, frate. Ești nebun la cap? De viața mea. Ce mari sunt. Mersi. M-a certat o babă. Merhaba. Da, ca în Turcia? M-a certat o babă, că filmam Lubenița. Deci da, eu oficial o să încerc să vorbesc în spaniolă tot timpul, pentru că în engleză îmi complic viața degeaba, în spaniolă am o șansă să mă înțeleagă. Pentru că tocmai... Gracias. Tocmai am vorbit cu doi oameni care mi-au zis chestii, le-am spus în spaniolă și am început să vorbească în spaniolă, deci e bine. Dar vreau să văd cât costă făcătorile aici, Raluca, mă plimbă numai pe la fructe și pe la... Uite aici, câini! Am ajuns fără să... Câini, unde am ajuns aici? Acum suntem la secția bucătărie. Noi nu avem casă! Câte piețe băgate într-una, practic? Cred că suntem pierduți de mult. Da, e oficial. Suntem mega pierduți. Oficial, dar oficial. Poșete. Ce are asta pe aici? Vorba aia, cum nu zic, până n-ai să rigardu, n-ai să zice liniște de aici. Aici ori sunt ceva reduceri, ori nu înțeleg de ce toată lumea e la ăștia pe rafturi aici. Reduceri, sigur. Că nu mai e al lume. Mă, miroase lac aici. Da. S-a dat un covor în cap. Mai de viața mea. Dar să vă uitați pe cameră dacă mi-umblu vreunul în ghiozdan. Să spuneți după aia, să identificăm.
Mamă, dar ce bine arată toate astea, frate. Nu-s răi de tot, deloc. Ne-ați de fete, nu? Da, dar zic, nu-i material rău. S-s binișor, s-a făcut binișor. Că de obicei simți la mână pe aia care sunt trompetă rău de tot și pe aia care sunt decenți. Deci ăștia chiar... Pardon. Ați văzut ce accent am la pardon, cum am zis? How much are this one, bro? This one, what size you want? 41. Yeah, 41, yes. But what's the price? I want to show to my friends here what's the price. What is your my friend? My friends here. Yeah. 80,000 friends. 80,000. No. What is the price normally for this? 400 dinars. That's like $40, huh? More or less, like something like that. It's good. It's imitation, huh? It's imitation. But it's good one. You want try? No, it's okay. De aceeași regulă, dacă cere 40, ăștia cei buni o să-i scoateți la 20 de euro, cei ca mine o să-i scoateți maxim la 30-32. Sunt făcături bunicele, probabil s-a dus, nu știu dacă s-a dus și tot din Turcia și astea, dar nu prea o să spună nimeni, știi? Și e greu să afli prețul non-stop, că cum am ăștia se fac pe ciorap. E greu să afli prețurile și să vizitezi un bazar când nu ai nimic de cumpărat. Prețul depinde de cât de bun, cât de bine negociezi tu și mai ales cât că vrei tu să plătești, pentru că dacă nu știi prețul lor de... Dar sunt foarte multe opțiuni. Sunt mai multe opțiuni de haine aici decât în bazarul din Istanbul, după părerea mea. Da, da, da. Și cred că sunt și mai ieftine. Văd poarta aici, hai să ieșim. Da. Am stat o oră și ceva aici în bazar. E o formă bună să vii în suc, pardon. E o formă bună să descoperi viața locală când ajungi într-o țară nouă, mergând în piață. Ce drăguț! Nu doar asta, dar vezi cum trăiește lumea. Adică aici vin oameni normali, asta e viața lor de zi cu zi. Și o bună primă incursiune în viața locală a oricărei țări, să mergeți la piață. Nu e atât de satisfăcător când vii într-o piață pe cum a venit noi, doar să ne plimbăm, să nu cumpărăm nimic pentru că n-avem nimic de cumpărat, pentru că n-avem niciunde să le băgăm. Am ajuns la o bordă. Dar da, asta a fost The Souk of Agadir, care credeți-mă că e de 26 de ori mai mare decât v-am putut arăta eu în video, pentru că e absolut imposibil să vizitezi toate străduțele astea fără să te pierzi. Dar v-ați putut face o primă idee. Da. N-am putut să vedem asta. Da. Deci o primă idee o aveți. Dar aici înainte, fiecare pe treaba lui. Hai, v-am pupat. See you in the next one. Pa! Maybe a love like ours can lead out its call.